Apar noi detalii în cazul familiei din Cluj găsite fără suflare într-o piscină gonflabilă din curtea casei. Serviciul de medicină legală a confirmat că cei trei, un bărbat de 46 de ani și părinții lui, au murit electrocutați, iar specialiștii au descoperit mai multe improvizații făcute la instalația electrică. Ovidiu Daniel Mureșan avea 46 de ani și o bună perioadă a fost director de filială la o bancă din Cluj. De anul trecut lucra ca manager într-o corporație. Curtea în care s-a petrecut tragedia era a părinților lui, unde mergea des, mai ales după divorț. Cei care îl cunoșteau spun că bărbatul avea în zonă mai multe terenuri. Dar venea des pe aici. Vine des că aici au pământurile. Locuința în care s-a petrecut tragedia este lângă o pădure. Astăzi procurorii au fost din nou aici pentru a strânge și alte probe, iar în ajutor le-a venit și o echipă de la compania de distribuție de energie electrică. Cert este că au fost găsite mai multe circuite improvizate la instalația electrică, inclusiv în zona unde era montată piscina. Potrivit celor de la compania regională de distribuție a energiei electrice, toate firele atârnate pe lângă casă, dar și deasupra piscinei, erau extrem de periculoase. Din analiza preliminară s-a constatat existența unui număr mare de circuite improvizate în instalația electrică a consumatorului, care se află în proprietatea și gestiunea acestuia. Prima variantă rămâne cea a electrocutării în lanț. Fiul era în apă când, se pare, un fir s-a rupt. El ar fi fost primul care a murit. Mama lui ar fi sărit să-l salveze, dar curentul a trecut și prin corpul ei. Tatăl de 76 de ani a fost ultimul care a încercat să-și scoată de acolo familia. Totuși, ancheta se anunță complicată. Specialiștii spun că ar mai putea fi luată în calcul o variantă. Potrivit acestora, pompa de filtrare a apei din piscină, conectată la o instalație electrică improvizată, poate reprezenta risc de electrocutare. O pompă de piscină pentru filtrare, chiar dacă are un grad de protecție împotriva apei, poate electrocuta pe cineva dacă este conectată la o instalație electrică improvizată. Instalațiile improvizate pot avea cabluri neizolate, împământare inadecvată și conexiuni defectuoase. Aceste deficiențe permit curentului electric să scape și să se răspândească în apă, provocând șocuri electrice fatale. Autoritățile fac cercetări pentru ucidere din culpă.